Salutare, națiune faină! Bine v-am regăsit la un nou clip cu voi, este Robert Grecu. Ne uităm la BTC, care este la 20.134. Avem aici, cum bine știți, prin 10 septembrie, 9 septembrie, un prim breakout. De fapt, nu a fost 9 în 10, am zis bine de prima dată, un prim breakout, dar ulterior am fost pe acest trend descendent. Un următor breakout în 27 septembrie și am rămas într-un fel sau altul după tentativă din data de 28 septembrie de a merge din nou pe trenul descendent, am rămas totuși deasupra acest trend descendent. BTC-ul în punctul acest tranzionându-se în jurul 20.100, 20.200, un suport important la 19.520. Vă spuneam niște posibile narrative în decursul zilei de ieri. Acum, dacă ne întoarcem pe DXY, un scenariu destul de posibil ar fi în felul următor. Dacă DXY se duce la 109, da, și are suportul aici în zona aceasta și merge ulterior spre zona de 111, 12 și poate chiar 113, BTC-ul nu ar trebui să meargă în zona de 20.800, zona aceasta de care vă spuneam în urmă cu câteva zile. Și în clipul de ieri, desigur. Apropo de clipuri de ieri, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru reacțiile voastre. Îmi place când comentați, îmi place când aveți engage aici în comunitate și pe planul ăsta salut și toți studenții mei din Grecu Capital. Suntem peste 115 oameni și peste 80% aveți abonamente premium de peste 50 de dolari pe lună. Sunteți grozavi și mă bucur că putem să creștem acolo împreună. În fiecare zi, efectiv în fiecare zi vin membrii noi și chiar astăzi cineva a trecut de la Light Membership la Premium Membership. În sfârșit. Da. Deci în mod normal asta vă spuneam, că dacă avem suportul acesta de la 109, da, respingem acest suport și mergem din nou în zona de 111, 12 și chiar 13, atunci ar trebui să vedem BTC-ul că merge din nou în jos. Poate să se așeze cumva pe suportul acesta de la 19.520. În mod normal, așa ar trebui să fie. Și S&P 500, desigur, ar trebui din nou să coboare prin zona aceasta, 3.700. După ce am reușit să evadăm de sub suportul ăsta extraordinar de important. Știți că vineri am închis sub acest suport. Bun, în prezent suntem pe la 3800 pe S&P 500, da? Dar mai am un scenariu. Cum ar fi ca acestea trei, da, DXY, S&P 500 și BTC să fie corelate? Și de ce zic lucrul acesta? Chiar dacă în mod normal nu ar trebui să fie așa. Pentru că oamenii s-ar putea să aibă o frică instalată când vine vorba de piață și s-or cam săturat de scenariile acestea negative. Războiul Rusia-Ucraina, situațiile macro care nu prea sunt favorabile, inflațiile care îți duse tot la nivel macro la un alt nivel. Și cred că oamenii s-or cam săturat de chestiile astea. Și strict pe short term, mă gândesc la o narrativă, da? Îs curios de părerea dumneavoastră în comentarii, da? Să o lăsați aici. Cum ar fi ca DXY, da? Să respingă acest suport de la 109, să ajungem pe acest suport, să respingă acest suport, da? Să mergem ulterior la 111, 12, chiar 13 și să vedem o reacție neobișnuită a S&P, respectiv BTC, prin care S&P să mai crească puțin, da? Și BTC-ul la fel și ajungem în această zonă de 20.800. Acesta ar fi un scenariu destul de interesant pentru că oamenii vor să mai poziționeze măcar pentru o vreme și prin green zone. Da, vedem că avem două zile de creștere interesante și ne place lucrul acesta. Mai departe mergem pe PIR și ulterior la Elrond, da? Așa că stați pe aproape. Pentru că ieri n-am vorbit de Elrond și de creșterea GLD-ului și vreau să vorbim pe scurt.
Vedem că PIR este pe un trend ascendent și avem o zonă puternică de acumulare în jurul prețului 4.04-4.06. Chiar putem spune chiar 4.08. Vedem că am tot acumulat în aceste zone. Da, s-au tot acumulat în această zonă. Bun, clar, mai jos de 4.15, dar hai să zicem 4.5-4.10. Zone interesante de acumulare pentru PIR și, desigur, în toate zonele astea de acumulare mai avem și reacții neobișnuite, da, tot din cauza fricii. Nu am spart acest trend, dar cred că l-am atins, acest trend ascendent. Da? Însă aș mai vedea o reacție a PIR-ului de data aceasta în sus, da? Să mai vedem o micuță corecție și să îl vedem în 4.24 în decursul zilei de astăzi. Bun. De dimineață am reușit să marchez un profit pe PIR, aproximativ 4%, ceea ce mă bucură. Și am mai acumulat în această zonă de 4.05. Aștept să o distribui poate zona de 4.15, cel puțin 30-40%, încă vreo 30% în această zonă și ce rămâne în 4.24. Nu uitați că atunci când sunteți în profit și aveți o marjă de profit de peste 2-3%, nu uitați să vă asigurați întotdeauna profiturile printr-un stop loss, mai ales dacă sunteți nesiguri de tranzacția în care ați intrat și vă este frică că s-ar putea să cadă din nou jos și să nu vă fi marcat profiturile. Nu uitați să folosiți stop loss pentru a vă marca profiturile. Deci folosim stop loss și pentru a nu intra în pierderi mari, dar și pentru a ne marca profiturile. Atenție, da? Bun. Mergem la EGLD. Hai să vedem ce face EGLD-ul. Am avut acest trend descendent, 29 septembrie, o prima atingere a trendului acesta descendent. Ulterior stăm deasupra acestui trend descendent. Vedem Elrond s-a dus până în zona de aproape 57 de dolari. Hai să facem un measurement să vedem ce creștere au avut din 28 septembrie până ieri. Aproape 26%, 26,30, poate chiar mai sus, 26,50. O creștere destul de interesantă a EGLD-ului și cât se poate de așteptată în urma evenimentelor care au avut loc în ecosistemul cerului de la Elrond. Da, dragilor, cam acestea au fost update-urile de astăzi. Sper că v-au fost de folos. Dacă da, puteți lăsați un comentariu. Vă aștept cu urmărire pe Instagram și pe final de tot, nu uitați de Prime XBT. În descrierea acestui clip aveți codurile de reducere Robert Grecu, respectiv Robert Grecu 25, le puteți introduce aici, da, pur și simplu Robert Grecu și Robert Grecu 25, le dați activate, eu le-am deja activate și beneficiați o reducere în tranzacționarea margin, da, pe margin de aproximativ 25%. Da, o reducere destul de necesară, zic eu. Aici puteți tranzacționați atât cripto, cât și, de exemplu, pe EURUSD și așa mai departe. Adică nu doar cripto. Și la secțiunea de copy trading, dacă v-ați înscris cu link-ul din descrierea acestui clip, puteți să primiți până la 500 de dolari în primele 24 de ore de la o primă depunere. Nu uitați să vă orientați spre trader precum Citadel 2, Bit Energy. Da, și puteți să mai studiați dumneavoastră anumit trader care poate vă trag sau vă fac cu ochiul, da, că ar fi profitabil. De exemplu, acest trader, BTC Bot, da, are un BTC, 1,07 BTC dat de la oameni, are, dacă mergem pe followers, are 118 followers, urmăritori, are 64 de zile active până în punctul acesta și o marjă de profitabilitate de 256%. Dacă dați click pe el, puteți să vedeți creșterile pe care acesta le-a înregistrat, creșterile pe zile, da, și creșterile pe luni.
în august 113, în septembrie 65 și acum în octombrie aproape de 1%. Nu este încă foarte profitabil, dar mai avem de parcurs puțin până o să se încheie luna. Da, și pur și simplu, dacă vreți să-l urmăriți, trebuie să vă depozitați bani, banii depozitați de aici din main, pur și simplu dați depozit pe BTC, Ethereum, Tether USDT, vă depozitați banii din wallet-ul dumneavoastră de Binance, să fiți atenți tot timpul la wallet-urile dumneavoastră să fie sincronizate bine, da, dacă transferați de pe Ethereum Network, să vă asigurați că transferați, depozitați bani de pe un RC20 și după ce v-ați depozitat bani, puteți să vă faceți un swap. De ce trebuie să vă faceți un swap? Pentru că e foarte simplu. Vedeți aici că acesta tranzacționează cu Bitcoin. Deci ca să puteți să urmăriți, să copiați tranzacțiile, îi dați follow pur și simplu, da, confirmați toate cele, dați activate și pur și simplu îi copiați tranzacțiile. Bine, dragilor, vă super mulțumesc că ați rămas cu mine până aici, da? Nu uitați să fiți cu ochii pe DXI, pe S&P și BTC, da? BTC este strâns corelat de ce se întâmplă la nivel macro, să țineți minte în permanență lucrul acesta. Mâine ne vedem la un nou clip cu Vă Fără Regret, cu Vă Salut Cu Mă Respect, toate cele bune!